Ții vorbeau despre doamna aceea care a venit și spunea că citește pe chipul omului. Nu am înțeles cum se numește specialitatea dânsei, nu mă pricep. Dacă știi să-mi spuneți și mie în comentarii cum se numește specialitatea dânsei, spuneau că nu au încredere în ceea ce a spus doamna, cumva că parcă cam tot ce a spus dânsa venea din partea staffului. Că li s-a părut ciudat despre întrebarea aceea dacă sau răspunsul, nu știu cum a fost, că nu am urmărit tot cu Mihai și cu Hatice dacă își doresc premiul. Spuneau că și ei știau de când erau mici vorba aceea că o femeie cu buzele subțiri este foarte răutăcioasă și eu știam asta, știu de la părinții mei că se spunea, îmi spunea mama și cu tata gen să te ferici de oamenii care au buzele subțiri pentru că sunt foarte răi și ranchinoși așa. Dar în mare spuneau ceva de genul că mai i-a îndemnat să facă un cuplu pentru că sunt pe ultima 100 de metri și cam asta e, nu mai au cu cine să mai facă cuplu. Dacă știți și dacă ați urmărit măcar la cei single, să-mi spuneți și mie în comentarii ce a spus doamna. Eu am văzut Vlad și Cătălina și cred că Irina am văzut și un pic Anemona. Mi s-a părut total ciudat ceea ce spunea.